Ion Dumitrașcu este un rapsod din satul Ludu, comuna Ponoarele, cunoscut cu o pasiune demnă de un român adevărat, portul popular. Munteanul a reușit să strângă de-a lungul timpului peste 200 de costume populare și țesături. Unele piese au peste 100 de ani și au fost moștenite de la străbuni. Sunt zestrea familiei, nu este nimic în afara casei, pentru că n-am avut posibilitatea să colecționez și cred că nici n-aveam nevoie, pentru că am moștenit o zestre impresionantă de la părinții mei. Zeci de iubitori de folclor s-au strâns la Muzeul de Artă din Drobeta, Turnul Severin, pentru a marca zilele europene ale patrimoniului. Două piese de țesături din zona de nord a județului Mehedinți au fost expuse pe simezele muzeului. Expoziția am organizat-o ca să marcăm valoarea patrimoniului etnografic local și cum știți că patrimoniul pe care îl deține muzeul este greu derulat în aceste momente. Iată, am organizat această expoziție folosind patrimoniul pe care îl dețin colecționarii particulari, despre care dumneavoastră știți că sunt nu doar colaboratori, ci și prietenii Muzeului Regiunii Porților de Fier. Câteva piese din colecția particulară a domnului Ion Dumitrașcu au poposit pe simezele Muzeului nostru de Artă pentru a arăta că meșteșugurile tradiționale, iar aici vorbim de unele dintre produsele acestor meșteșuguri, textilele de interior, sunt pentru noi o mare valoare etnografică. Oficializate în anul 1985, zilele europene ale patrimoniului au început să fie organizate din 1999 ca demers cultural comun al Comisiei Europene și al Consiliului Europei. Cele 50 de state semnatare, între care și România, își dau concursul participând la susținerea acestui proiect cultural și asigurând evenimente spirituale ce au ca notă distinctivă aprofundarea valorilor patrimoniului cultural.